мене капкан не потрісачує. Нібрі сада бром помінать оруде, ночом так грустють бойовий кавалер. La Soroca, astăzi a fost marcată ziua comemorării celor căzuți în războiul din Afganistan. Evenimentul a startat din Piața Libertății cu un marș. Cei prezenți au mers până la complexul memorial. Aici au urmat discursuri din partea conducerii municipiului și raionului Soroca. Cu certitudine, rănile războiului din Afganistan încă nu s-au vindicat. De aceea este important ca noi împreună cu dumneavoastră să cinstim respectul și onoarea acelor care au căzut acolo și să facem tot ce ne stă în puterile noastre ca greșelile trecutului să nu se mai repete. În cei 10 ani de conflict, eroismul dumneavoastră a celor peste 12.000 de concetățeni de noștri nu necesită o reevaluare. Ei vor rămâne pentru totdeauna adevărați patrioți. Misiunea în Afganistan va rămâne în viața istoriei drept cea mai complexă și mai lungă operație militară din afara teritoriului național după cel de-al doilea război mondial. Și astăzi, cu tremur în inimă, cu toții conștientizăm că, cu părere de rău, acest război a fost inutil. Să luăm aminte că un singur război intern poate porni război mondial. De aceea, oameni din Republica Moldova, oameni din raionul și municipiul Soroca și nu doar, purtați pacea în piept, purtați pacea în minte, purtați pacea în ochi, purtați pacea în mâini și în toate faptele. La eveniment au participat mai mulți veterani de război din zona de nord a țării. Aici au fost prezentate și câteva numere artistice. Cricea-l mea de boli, na coicach me salvato, i все-таки по-доброму, ми помню наша вага. O furgie de război, ce-ai vrut oare de la noi? Luai tați, feciori, bunei, ce-ai vrut oare de la ei? Rău la nimeni n-au făcut, dar tu le-ai săpat mormânt. Blestemat în vii să fii, fără nume să rămâi, să dispar de pe pământ ca cenușa după vânt. Căci pământul chiar de tace are glas numai de pace. Это души парней, обращаемся к нам небесами. Забывая всех нас, вы себя потеряете сами. Pentru noi este o zi foarte importantă. E o zi de comemorare, o zi de memorie și o zi istorică din trecutul care a fost cu 33 de ani în urmă. La noi, în municipiu și în raionul Soroca, sunt 263 de camarazi, dintre care în listele de bază a Comisariatului Militar sunt 230. Am avut chiar zilele acestea o ședință comună, Comisariatul Militar și, și raionul Soroca cu domnul președinte, unde s-a verificat toți veteranii și invalizii respectivi. După aceasta am avut o înțelegere comună să ne permită petrecerea măsurii date, din cauza, știți foarte bine, în legătură cu pandemia, nu se dă voie de petrecut. Mulțumit conducerii că ne-a acceptat măsura dată. Doresc sănătate tuturor cetățenilor Republicii Moldova, în primul rând veteranilor, părinților, să se bucure de viață, de copii, nepoți și toți care ne înconjoară. Avem 6 eroi căzuți care la ziua de astăzi vieți pe panourile respective și noi tot timpul, mulțumit lor, trăim astăzi. Ziua comemorării este ceva sfânt pentru noi. Pentru noi, cei care am trecut prin Afganistan, eu zic totdeauna și la spectacolele noastre, nu a dat absolut nimic bun. A rămas rănile care ne dor, am avut prieteni pierduți, camarazi care nu s-au întors. Aș vrea ca generațiile să știe că ostașii, ofițerii, cinstit, absolut cinstit și-au îndeplinit datoria,
față de patrie la momentul atunci când a fost acel datorie internațională pe care au înfăptuit-o noi în Republica Afganistan. O memorie pentru cei căzuți în ziua de azi, să-i pominem pe cei care nu s-au întors. Și de Doamne, în viitor să nu scrie niciun conflict militar. Războiul ăsta nu a fost nimic în folosul poporului, cred că. Dar, deopște, asta e o memorie la cei căzuți în Afganistan. Dar la pe cei care s-au întors, le doresc mult sănătate și tot cele bune în viitor. Aici ne unim, ne întâlnim, ne mai aducem aminte de camarazi care știm că au fost, dar la moment nu sunt. Я военный связист. Для меня это память. Память о погибших ребятах, которые не вернулись. 19-20 лет. Ну, и вторая сторона. Это, как говорится, проверка нас, тех, кто остались. Мы помним. И я горжусь, что на мою долю выпала такая миссия. Конечно, обидно, потому что молодые мальчишки, 20 лет, может, кому и 19, и выше, им бы учиться, им бы жениться, семьи, они ушли. А наша миссия теперь, мы пока живем, должны помнить, должны приходить сюда, чтобы видели, что мы не забыли. У них есть родители, у кого-то есть семьи. И они должны чувствовать то, что их дети не забыты, и у них есть друзья. Toți acești eroi care sunt căzuți din raion, cu plecăciune suntem în fața lor și le dorim pe viitor să nu știe de război, să nu știe de momente grele care au fost acolo. Noi toată vremea vedem clipile astea, când nu spunem că la un rău, așa, dar chiar uneori dornind, stând prostă să te odihnești în memorie, să rămâne și să apară toate imaginele astea care s-au trecut acolo. De multe ori chiar vezi prietenii în anii și ea, tineri, 20-18 ani, așa îi vezi obliu, ei s-au păstrat în memorie. Evenimentul a culminat cu depuneri de flori. În final, cei prezenți au făcut o poză comună, după care veteranilor li s-au repartizat colete alimentare. Potrivit datelor statistice, în războiul din Afganistan au participat aproximativ 13.000 de ostași moldoveni, dintre care 301 de militari și-au pierdut viața, iar alți 257 au rămas invalizi. Ziua comemorării celor căzuți în războiul din Afganistan este marcată în Republica Moldova pe 15 februarie.